Am pornit în urmă cu ceva ani, undeva prin 2010, în urma unei piese care, din fericire, o mai am, dar, din păcate, n-am reușit să o expun astăzi. Era vorba despre o piesă din seria Asterix, din 2010, și de acolo am replecat, pentru că aveam câteva piese mai vechi, dar de acolo am plecat efectiv să le colecționez. 2585 în momentul de față. Înseamnă timp, în primul rând, apoi și bani și, nu în ultimul rând, pasiune. Da. Personal sunt foarte bucuros de a putea expune pentru prima dată o parte din colecțiile pe care le-am adunat de-a lungul zecilor de ani. Este vorba despre, în primul rând, de un hobby tineresc, care apoi s-a transformat în ceea ce reprezintă astăzi o parte din sufletul meu, fiindcă fiecare piesă în parte reprezintă pentru mine o povestioară, un lucru inedit, un lucru care mă face să țin la lucrul respectiv. Diferitele colecții pe care le-am realizat de-a lungul anilor reprezintă chiar sufletul meu. Care e prima colecție de la care ați plecat? Prima colecție pe care am avut-o, bineînțeles, a fost de numismatică, după aceea filatelică, fiindcă în anii mei de tineret, fiecare școlar avea posibilitatea de a cumpăra un plic filatelic cu 2 lei, cu 3 lei, cu 4 lei, cum era pe vremea aceea, și a găsi în el, în acest plic filatelic, cu timbre filatelice, mărci poștale, mai ales din zona Asiei, care erau foarte colorate, foarte atractive pentru copii. Și așa s-a transformat această posibilitate de a achiziționa aceste plicuri într-o colecție. Apoi, colecția de ascuțători. Cred că sunt puține colecții de acest fel din țara noastră. Nici nu știu cum am reușit să mă gândesc să fac o astfel de colecție, dar este cu mult drag astrânsă și din multe părți ale Europei și chiar ale lumii, și consider că reprezintă unitatea în diversitate care se poate exemplifica și prin această colecție de ascuțitori. Dacă ar fi să alegeți care vă este cel mai drag obiect în o ascuțitoare din secolul trecut, cu care și bunicul meu își ascuțea creioanele la școală. Am văzut că cu ochii de surprise cu toți, frumos. Și foarte sunt frumoși că am cumpărat. Da. Iar zice Diana că n-a fost. Vine toată lumea să o bage și în buzunar, că nici mai e greu. Da. Nu că ar ști ce să... că și-ar face o nouă colecție, dar...
Puneți întrebări sau ați început? Sau... Deci este o realizare pentru Reșița ieșită din comun. Eu am mai fost în Noaptea Albă a Bibliotecilor, am participat într-o altă țară, mi-a plăcut enorm de mult, dar dacă noi am început, trebuie să și continuăm. La numărul să fie mai mare, mai mulți și totul, îmi plac exponatele, îmi plac minunile alea de surpriza în ouă, șervețelele, dacă știam, îi făceam cadou un șervețel din 1969, când am terminat eu liceul, oricum sunt tânără. Și ce să vă zic, am văzut sus laboratorul de fotografie, cineast, de filmări, de... e nemaipomenit, deci îmi place foarte mult și... De ce îmi place foarte mult? Eu, părinții mei, unchiul meu, bunicul meu au fost fotografii Reșiței. Așa că mai am și eu niște obiecte, cum seamă de sus, un aparat mic de filmat și alte lucruri încă din Războiul Mondial 1. Este nemaipomenit să fie trainică realizarea asta și să fie... mai multe exponate, deci să știe și altă lume că să expun șervețele, să expun minunățile astea de chibrit, de cutii de chibrituri. Dar să știe, poate are cineva pe undeva ascuns ceva în pod, că podurile la case sunt enigmatice. Și, deci mie îmi place, e o realizare foarte frumoasă. Da, am vrut să aducem acest concept al nopții galeriilor și la Reșița și pentru primul an la Biblioteca Județeană Paul Iorgovici are loc manifestare, precum și aici la Universitatea Eftimie Murgu, cu sprijinul Universității Eftimie Murgu. Am invitat colecționari din Reșița ca să expună în intervalul 18-23. Am vrut să aducem acest eveniment, acest concept, Noaptea Alba Galeriilor Reșița, pentru a diversifica activitățile ce au loc în Reșița, dar și să arătăm că există oameni care colecționează, oameni interesanți, care ar putea, dacă ar exista un spațiu, un micromuzeu, să expună și să ofere Reșiței în acest fel un nou muzeu, o altă inițiativă, un nou lucru pe care vizitatorii poate să-l vadă în Reșița. Discutăm despre Timișoara, capitala europeană, dar ar trebui să găsim și pentru ei cât mai multe inițiative care să existe fără să necesite un cost de funcționare și să ofere o varietate culturală cât mai mare pentru Reșița.